Astăzi am făcut schimb de vest cu Dorian Popa. Adică am făcut câteva din activitățile pe care le-ar fi făcut Dorian într-o zi, cum ar fi să prezint una dintre casele din His Residence sau să duc mașina la spălat. Înainte de a începe, nu uitați să dați un like acestui clip și să scrieți în comentarii care să fie următoarea celebritate cu care vreți să fac schimb de vieți. Ai văzut ce repede am ieșit? Ai zice că hă-s Johnule. Suntem alături de Dorian, îți mulțumesc că ai putut să apari. Că ai putut să apari, adică Dorian, știți că și-a rupt piciorul chiar aici, pe asta este rampa faimoasă. Bă, dar trebuia să zici, acum mi-am dat seama, ești de bun la cap. Da, aici, dar mai e bradul, vezi, e mai simplu. Și astăzi o să facem un schimb de vieți. Astăzi o să trăiesc o zi în pielea lui Dorian. Îi spusesem lui Gami în felul următor: bă, dacă vrei să faci schimbul ăla de viață monstru, schimbul ăla de vieți monstru, zic, eu mai am o orteză, zic, îți dau și niște cârge și ești efectiv schimb de viață, da? Parcă nu m-a jucat cu energiile astea. Lasă mai bine să fie așa situația lejeră, Johnuțule. Motiv pentru care primul lucru pe care îl face Gami astăzi este să meargă pe șantier și să facă rezumatul, pentru că este sâmbătă, rezumatul lucrurilor pe care trebuie să le demareze luni dimineața la ora 8, pentru că nu vrei să știi ce înseamnă luni dimineața la ora 8. Sfârâie telefoanele și de la clienți care întreabă când se mută și de la oameni care întreabă ce facem mai repede, așa că hai pe șantier, tată, să te introduc direct în situație. Stai să-ți pregătesc aici scaunul. Opa! Ia uite a șaptele, ce condiții! Râzi, râzi! Ai grijă cu râsul! Gata, dacă râzi cu mine, să nu râzi de mine! Johnuțule, asta devine noua metodă de a mă plimba. Deci și cu tovarășul Age Mirorescu a mers la fel, pentru că sunt într-adevăr vreo 70 de metri din fața casei mele până la casele de aici, așa că trebuie să fim eficienți! Stai bine, Dorian, acolo? Da, tu fă stânga, intră pe stradă! Intru! Aia zic, băiatul meu, să-ți dea Dumnezeu sănătate! Ai văzut ce repede am ieșit? Ai zice că hă-s Johnule. Pentru că acesta este un schimb de vieți, te rog frumos, astăzi ai clienți pe șantier. Haide, mișcă. Bună ziua, haideți să vă prezint casele mele. Acum nu o să filmăm unde avem un set de cheie ascunse, revenim imediat. Spui clienților așa că au gresie de 90x90, cu rost mic și la exterior, da? Adeziv Sika folosit și la exterior. Băiatul meu, acum hai, prezintă clienților situația. Ce să le zic? Avem o gresie de 90x90, rost mic, 1 mm. Ia uite-l pe băiatul meu ce s-a repezit direct pe ei. Așa? Bun. Adeziv Sika, nu ne jucăm cu ești, alte. Ești vânzător bun, băiatul meu, așa? Gardul vopsit de 3 ori și cu amorsă dată. Amorsă prima, două mâini după aceea. Deci ascultați-l pe Gami că s-a luat direct pe ele. Gresie de la Granitex Marmorex sau nu ne-a supărat? Gazonul în preț, frumos. Ce gazonul intră în preț? Gazonul în preț, da. Gazonul intră în prețul casei, da? Foișorul și terasa sunt extra opționale. Cât costă? Nu știu, asta se discută cu nașul, băiatul meu, că nu mai vreau să mai aud eu de toate. Deci, Johnuțule, acum să-l vedem pe Gami cât de bun este. Mamă, n-am emoții. Și cât de atent a fost pe șantier, pentru că nu sunt cheile notate și sunt de la toate casele. Deci, să vedem din câte încercări deschizi casa. Una. Ok, stai că îmi iese, stai niște. Să te văd, băiatul meu, nicio problemă. Apa! What the fuck, eu ia iodina. Bă, dar cum te-ai gândit că al naibii ce a făcut a sărit o cheie spre parcă... Adică în mod expres, cum s-ar spune corect. Expre, cum s-ar spune pe fugă. A sărit o cheie, s-a dus direct pe aia corectă, ca și cum cineva ar fi zis, vezi că nu e aia următoarea. Hopa! Nu te-ai gândit să mi-a prins lumina, nu? A. Poftește oamenii. Haideți, vă rog, veniți în casa Hâț. Ce casă Hâț e asta? L-ai numerotat? Normal, băiatul meu, Hâț 4 e asta. Hâț 4, bine ați venit în Hâț 4. Haideți, intrați, avem și căldurică, după cum observați, spune Gami, am dat drumul la încălzirea în pardoseală, au venit gazele, că astea contează. Alții vând și aduc gazele după 5 ani. Păi de ce avem? Avem încălzire în pardoseală de la Nexo, corect, Dorian? Cările de la Granitex Marmorex, geam, balustrada de sticle de la AG Mirror. Ăsta parcă bă că mâine poimine de drumul și el la 2-3 case, știi? Vin și o să filmez un vlog, Sanchi pleacă de aici cu proiectul tot în cap, ești nebun, îl pune pe hârtie și dă drumul la... Cum s-ar numi, mă? Repede, că nu poate știu, într-o zi o să râzi de ziua asta. Cum ești tu pe gaming la tine acolo, pe alea? Gami Residence. Ești nebun. Ce mai avem? Avem gresie 120x60 pe jos. Op, finuț, de când a făcut baia aia, le mănâncă pe pâine. Lăsând gluma la o parte, l-am lăsat pe Dorian să prezinte casa unor potențial cumpărători și noi o să rămânem aici un sfert de oră, 20 de minute, cât își face el treaba, nu vrem să-l încurcăm. Să ne uităm și noi la Hâț Residence, pentru că l-am văzut doar pe vlog și în realitate arată mult, mult mai bine, pot să vă zic. Și uite, mi se pare curtea asta, frate. Eu care acasă am curte de 15 metri pătrați, mă uit aici și mă minunez câtă curte poate să fie. Gazon frumos, eu aș anula tot gazonul ăsta, eu sunt nebunit, nu vreau să văd fir de iarbă, aș veni cu gresie tot. O piscinuță, un spa, o saună, o ceva, dar vreau să mă uit, foarte important, vreau să mă uit la foișorul ăsta aici, care este încuiat. Ok, și e și pe partea asta curte, deci mi se pare senzațional, uitați-vă un pic, uitați-vă și voi câtă curte aici, da, sincer, și gardul ăsta și bolțarii ăștia îmi plac totul, este senzațional. Am zis-o public, dacă Dorian face niște case la mine în zona acolo, în partea cealaltă a Bucureștiului, pe bune mi-au, deci pe bune, pe bune. Oh, vreau să vă baia asta.
Mama mea, cum e! Acolo nu uita că trebuie să vină dulăpiorul de sub chiuvete, da? Trebuie să suni și să rezolvi săptămâna asta. Îmi place tavanul ăsta, așa. Mie cel mai mult la băi îmi place oglinda cu LED-ul perimetral. Mi se pare, nu știu frate, oglinjoiul ăsta uriaș, mi se pare că schimbă toată combinația. Și aș făcut direct cabină la casa mea, personal. Îți dai seama, eu n-am nicio cadă în casa mea, dar nu ai cum să vinzi casă fără cadă. Pentru că e atât de împărțită situația încât cu siguranță vei da de clienți care să zică, bă, cadă, I want cadă. Aici, iarăși, fii atent în combinație, LED-ul la 45 pus, bang, care ce face? O să dea lumină pe draperie, frumos. Da. Dar așa că mai sunt niște fente care fac să fie frumos, de asta îmi place mie să prezint o casă când sunt luminile gata, frate, luminile fac toată combinația, fii atent. Deci ăla ca să stingi, să nu te ridici, să te enerveze. Și ăsta, hăți, și ai și tu acolo, ai înțeles? Asta e lumina de citit. Și aici mai e o baie sau nu? Da, e baia sexy, du-te acolo. Oh, mamă, cum e? Băi, nene, cum e dușul ăsta aici, wow. Uite ce finețe aici la pată, mâncați, bau, nașu. Frumos pe diagonală, nu s-a nașu, jucat. Nașu. Deci acum ești cu full lumină și poți și așa mai pe bine. Doar LED, știi? Mie îmi place oricum, cel mai mult îmi place baia ta de la tine. Păi asta e inspirată după baia mea, dar la cotele unei case de 200.000 full echipate, ești nebun? Da. Că pe mine m-a dus 500 mea și m-a dus 500 acum 5 ani. După cum vezi, saltele pentru toți băieții, da? Și mai e un dormitor aici, nu? Da, băiatul meu. Mamă, bă, și ăsta e mișto. Nu mai vin cu tine, că până la urmă e un schimb de vieță, trebuie să-mi faci viața fără să fiu și eu cu tine acolo, Sky. Mamă, mi-e frică. Nu, nu-ți fie frică, te rog, nu acum, când urmează să-ți spun ceva. Îți dau căruța mea portocalie, Jonuțule, da. Trebuie să te duci să o speli, pentru că marți merge la custom tuning la despielit de cachi și vrem să fie curată, da? Așa că o să-ți dau cheile, te duci, o speli frumos singur, la self-wash, vezi că eu spăl singur, da? Când am piciorul rupt. La self-wash, vezi că e curată pe interior, deci nu te chinui doar așa, nici măcar nu cred că trebuie să o speli neapărat toată, dacă n-ai chef, dar măcar garda de jos, știi ce zic, roți praguri. Așa că, hai, embrace your new life, my friend. Zi mersi că nu-ți dau cârșe să moară gesta mea. Nu se putea schimb de vieți cu Dorian Popa fără ceva frumos la mână, arată-le, Dorian. Păi mâncați, stai liniștit că eu am văzut de ea, tu nu vezi că eu mă uit în spatele tău. Opa! Ce ți-ai luat? Nu spune că, ce suc? Păi da. Wow, AGS-ule, abia aștept să văd. Fraților, suntem la AGS și nu știu ce să zic, sunt multe ceasuri frumoase aici. Am pot să trag asta așa să mă lele. Mulțumesc mult. Deci, fraților, eu sunt mare fan Daytona, îmi place super mult, dar nu știu dacă ne încadrăm momentan în buget, în momentul ăsta al vieții mele. Cât costă ceasul? 19.000 de euro. 19.000 de euro. Eu zic că ne uităm la el și ne îndreptăm spre, nu știu, un Datejust. Am văzut două modele care îmi plac foarte mult. Îmi place foarte mult ăsta, cu cadranul așa albastru, dar e micuț. Eu am mâna și mică, adică uitați-vă la ce mână am, adică zic că scobitori, nu așa. Și mai e Datejustul ăsta mare cu champagne dial, care și ăsta mi se pare foarte frumos. Acesta este 11.000 de euro și are dialul de 41 de milimetri. E frumos, n-am ce să zic. Degeastul ăsta mic, cât este? Acesta este 6.800 de euro. 6.800 de euro. Vine un pic mic, dar la mânuța mea, eu zic că e ok și la 6.800. Ce ziceți? Scrieți în comentarii să luăm pe ăsta, dar cred că pe ăsta luăm la 6.800 de euro. Degeast diamant. Îmi place foarte mult cadranul, mi se pare foarte, foarte unicat. Gata, băieți, am făcut achiziția, m-am hotărât destul de rapid, dar n-aveam cum, bă, m-am îndrăgostit de el. Uitați-vă la el ce frumos e. Deci n-aveți cum, este absolut superb. AGS, dacă vreți și voi să vă luați ceasuri, bijuterii și multe altele, scrieți părerea voastră la comentarii. Într-adevăr, e un Datejust mic, dar mi se pare perfect pentru început. De ce nu, până la urmă? Bă, știi cum e? Când vezi un Rolex, trebuie să te bucuri și pentru prieteni și pentru dușman, pentru oricine. Trebuie doar să te bucuri că vezi un Rolex. Băi, deci nu-ți faci așteptări. Că... Băi, frate, nu există, nu-ți faci așteptări. E Rolex, e un punct. Rolex de începători, de un Rolex de copil de 20 de ani. Frate, dracu! Cum e, mă, de început? Ești nebun că ăla cu diamante înăuntru ce ai? Hai să-l ținem așa, să avem grijă de el, mâncalar, tata, wow, ce frumos e. Și să înțeleg că nu l-ai pus la mână până acum? Nu? Bine, l-ai testat la magazin. Am testat la magazin. Ia, băiatul meu, fă-i, stai așa să-ți țin, știi? Ce frumos e. Modelul mic, dar eu oricum, când am mâna mică... Știi ce-mi place la el, nu? Care cureaua Jubile, frate. Atât, de fapt, nu, băiatul? Așa, băiatul meu. AGS a rupt norma, tata, ia vezi aici. Un te învârți, AGS te întâmpină. Cu ora exactă, Jonule. Acum că avem și cesulețul, putem să ne urcăm frumos.
frumos în gele. Acum poți să ții mâna, băiatul, astea acolo, înțeleg. Acum mă urc în papucul cel mergător și mergem să-ți dau cheia ca să pleci la treabă, da? Schimbul de vieți continuă. Hai, băiatul meu, că ai cameră real life. Păi acum nu mai am cameră cu portbagajul deschis, e mai greu. Da, vezi cerul, vezi frumusețea. Dai. Dai cu spatele până la mine, că îmi place mai mult să merg așa cu fața. Da, sigur, vine ceva? Dă, ce să vină, băiatul meu, strada noastră aici nu vine decât dacă dăm noi voie. Dacă vrei, te dau și sport plus. Nu, să rămână, că strici piatra, nu de alta. Ah, ok. Păi nu, că în poziția asta și cu mers cu spatele, dacă dai sport plus, în cel mai rău caz, intru cu totul în portbagaj, n-am cum să cad. Sau poate la frânare acolo, știi? Trebuie să facă mașină cu masaj în portbagaj. Dacă mă enervez pe tine în schimbul ăsta de vieți, te pun să faci ordine în container, te-am distrus. Stai să-ți explic ceva, mai bine lasă-mă pe mine aici mai întâi și tu după aia te pui unde vrei. Nu de alta, dar oriunde te-ai pune înseamnă pași în plus pentru mine. Ia vezi, băiatul meu, aici frumos. Wow, cum e volanul ăsta. I-am dat evacuarea aia forță. Bun, și stați așa că am un pic de emoții. Joacă și Rolexanul ăsta de la AGS. Poziția de cocalar luată, scaunul mai jos un pic. Senzație mașina. Băi, uitați-vă un pic cum e dat display-ul ăsta de mare. Uitați-vă view de la volan. Da, mă, mi-ar plăcea și mie ăsta. Ia uite, hai să-i dăm un sport la stopul ăsta să vedem dacă pleacă frumos sau nu. N-are cum să nu plece frumos la 435 de cai. Mamă, avea niște chestii în portbagaj. Nu-i mai dăm, dar se înfige și nu i-am dat 30%. Ia să vedem, o să-i dăm direct cu super spumă, că așa o spăl eu, îi dau direct cu super spumița. Hai să-i dăm, băieți. Sper să o spăl bine și să nu facem vreo belea. Opa, stați că ne-am încurcat cu ăsta un pic aici, așa nu prea e bine. Și foarte important ce face și Dorian de fiecare dată când spală mașina. Trebuie să-i facem story-ul de cății am venit să spălăm căruța. Țineți-vă bine, băieți, am venit să-i spăl mașina lui Dorian, face mare vlog. Eu sunt Dorian astăzi, mare swap de vieți. Țineți-vă bine. Are sens, mă, story-ul ăsta, are sens. Că intră spuma în mizerie cât timp faci tu story-ul. Băi, cum e pachetul ăsta larte, bă. Bă, dar e prea multă mașină, frate, de spălat. Mi se pare senzațional. Bă, da, are protecția asta ceramică nebună. Nu stă apa pe mașină, adică nu stă deloc apa. Spăticul și aia e mașina, băieți. Și ultima chestie, după ce speli mașina, mai faci un story. Cum ar zice Dorian, ia uite-o, mâncau artata, e curată, tot ce trebuie, frumos. Mamă, băi, ce sunet, ce tamă, AMG, ui AMG. Până la urmă, ascultați la mine, scopul în viață nu e să ai cartier, scopul în viață e să ai cartier. Băi, nu se putea schimba de vieți cu Dorian Popa, am făcut și noi un mic ocol până la custom tuning, pentru că astăzi suntem Dorian Popa, cum ar veni. Să ridicăm a 5 Ioane, care a fost recolantat pe toată partea asta, fraților, știți foarte bine că a avut Ioana un accident cu el. Ia uitați-l în toată splendoarea lui, vino și pe partea asta, cu numărul strâmb frumos, cum v-am obișnuit, pentru că nu am luat încă număr nou de matriculare, dar în sfârșit putem să-l vedem în formula completă cu noul acoperiș roșu, fraților. Cum v-am mai spus, noi am avut acoperiș negru la 5, dar după accident a trebuit înlocuit și am zis, bă, dacă tot mașina e roșie cu interiorul vișiniu, hai să-i punem și plafonul roșu. Într-adevăr, nu este aceeași nuanță de roșu, dar mi se pare că vișiniul ăsta merge foarte bine cu vișiniul din interior. Băi, Dorian, merge senzațional mașina ta. M-am luat emoțiile, am crezut că mi-ai dat numai la valiera, zic, bă, la valiera mea, unde e cheia? Te-ai distrat? Băi, nu m-am distrat. M-am? De ce? Păi nu, lasă, ne jucăm de altul. Nu ești tu plus. Nu i-am dat. Nu i-am dat. N-ai rotit aia? Am dat sport, nu i-am dat sport. Da, îmi părinți că ai deschis valvele, nu? Evacuarea, da, evacuarea e numărul 1. Îți mulțumesc pentru schimbul de vieți. Asta a fost schimb de vieți accidentat edition. N-am putut să alergăm foarte mult prin oraș. Aveți grijă că o să mai alunece o săptămână, două, dar vine primăvara și scăpăm, fraților. Te pup, Gămiță. Te pup, mersi mult. Treabă, Doamne ajută, respect și dă să-l mai văd o dată. Dă să-l mai văd o dată. Eu o dă-l cu ei în LED-urile astea. A, de la el. Tata. Au!